Venit pe lume, în ziua de Crăciun a anului 1937, autorul lucrării lansate astăzi la Giurgiu a oferit ca importantă motivație descrierea lucrării sale modificarea nedorită a conceptului de națiune și naționalism în contextul tendinței actuale de globalizare. În opinia autorului, noțiunea de naționalism a fost în ultimul timp fie mistificată, fie deturnată. Cele mai multe dintre concepte au fost fie deturnate, fie mistificate de cei care le utilizează. Discursurile politice evită acest termen de națiune și naționalism. Conceptul vine de la națiune. Națiunea este cuvântul matcă, cuvântul de bază. Naționalismul, în cartea aceasta, eu i-am spus, pe scurt, ca să nu lungim vorba, naționalismul este blindajul de oțel special al oricărei națiuni din lumea aceasta, din lumea națiunilor. Națiunile etnice sunt în pericol de dispariție din cauza atacului executat de forțele lumii, care doresc așa zisa globalizare, susține autorul lucrării, o nouă introducere în epoca modernă, cu privire specială la istoria națională. Forțele de dominație planetară, care se adjudecă deja stăpânirea lumii, sunt împotriva națiunilor etnice, pentru neantizarea națiunilor etnice și constituirea unui imperiu, așa zis, imperiu global, civic și multilateral. Despre personalitatea și opera conferențiarului universitar dr. Gheorghe Iscru au mai vorbit la evenimentul de astăzi profesorul dr. Marin Cristian și redactorul șef al revistei Călugărenii lui Mihai Viteazul, Adrian Popa, publicația apărută în județul nostru la Călugăreni. La lansarea lucrării lui Gheorghe Iscru, aflată la ediția a doua revăzută și adăugită, a mai fost prezent și cunoscutul general în rezervă Radu Teodoru, apreciat scritor român.